companiei IMAS. Astăzi o să vă prezint rezultatele unui sondaj preelectoral realizat în raza municipiului Bălți, adică orașul Bălți și cele două localități arondate. Este vorba de un sondaj realizat în luna septembrie și el vizează, sigur, o scurtă diagnoză sociopolitică a situației din municipiul Bălți după ce domnul Renato Busati a făcut câteva anunțuri, printre care și cel al demisiei din funcția de primar al municipiului Bălți. O să vă prezint mai întâi caseta tehnică a sondajului. E vorba de un sondaj realizat pe un volum de 803 respondenți de 18 ani și peste. Cum spuneam, la el au participat persoane din municipiul Bălți. Eroarea maximă de eșantionare este de plus minus 3,4%. Chestionarele au fost aplicate față în față de către 14 operatori din rețeaua IMAS în limbile română și rusă. Perioada de realizare a sondajului este 7-24 septembrie, așadar după anunțul domnului Renato Usati, dacă bine mi-aduc aminte, din data de 2 septembrie. Iar comanditarul acestui sondaj este televiziunea TV Bălți. În sală avem și pe doamna Rodica Deleu, directoarea acestei televiziuni. Raportul o să-l găsiți și pe site-ul imas.md, în secțiunea de arhivă. Acolo puteți consulta inclusiv structura de eșantion pe care am obținut-o în urma intervievării. Prima întrebare a sondajului a vizat situația generală, direcția în care merg lucrurile, și am măsurat acest lucru cu referire la Republica Moldova în general și mai specific legat de situația din municipiul Bălți. Încă de la primele întrebări ale sondajului vedem că, sigur, odată cu entuziasmul generat de alegerile care au trecut și rezultatul alegerilor, situația la nivel național deja e percepută ceva mai critic. De către cetățenii din Bălți, vedem 71% spun că la nivel național direcția e greșită și doar 19% direcția e bună. Părerile, în schimb, legate de municipiul Bălți, obișnuit în general cu multe păreri pozitive despre administrația de acolo, părerile acum, sigur, sunt mai împărțite și vedem două curente de opinie aproximativ egale ca și dimensiune. 41% spun că direcția în Bălți este greșită și 40% că direcția este bună. Să vedem și cum spun că trăiesc oamenii din cetățenii din Bălți. 22% sunt foarte sau destul de mulțumiți. Cam unul din cinci locuitori ai municipiului Bălți spune că e mulțumit de nivelul de trai, dar vedem 55% nemulțumiți sau chiar deloc mulțumiți de modul în care trăiesc. Încă o dată, și aceste procente au regresat față de optimismul general care era prezent în Republica Moldova înainte de alegeri. Dacă tot vorbim de optimism, el nu mai este atât de ridicat. Vedem 23% persoane care cred și au speranță că vor trăi mai bine în următorul an. În schimb, nivelul de pesimism în municipiul Bălți ajunge la 40%. Înainte de a întreba orice altceva legat de situația specifică din municipiul Bălți, i-am întrebat pe participanții la sondaj cine cred ei că este cea mai potrivită persoană pentru a fi primar în municipiul Bălți. Vă atrag atenția că aceasta a fost o întrebare cu răspuns deschis. Respondenților nu li s-a prezentat nicio variantă de răspuns, iar operatorii au notat opțiunea pe care respondenții au dat-o,
Și conform acestui clasament, în ciuda anunțurilor făcute, Renato Usati este pe locul întâi cu 39% din opțiuni, iar alți 6,5% l-au nominalizat pe Nicolae Grigorișin. Alexander Nesterovski, poziția 3, 2,9% și Boris Marcoci, 2,9%, Arina Spătaru, 1,3%. Și mai merită de menționat, sigur că sunt și multe alte mențiuni cu câțiva respondenți care au nominalizat diverse persoane pe care îi cunosc de acolo. Mai merită menționat faptul că aproape 7% au spus că niciunul, nu cred că ar fi o persoană potrivită să conducă municipiul Bălți, iar 35%, fiind o întrebare deschisă, s-a oferit sau nu au știut să ofere o nominalizare. Trecând la întrebările specifice legate de situația din municipiul Bălți, o primă întrebare legată de demisia anunțată de primarul de Bălți, mai bine de două treimi, vedem în graficul din partea stângă, 68% consideră că a fost o decizie proastă și putem remarca că această decizie a generat un val de dezamăgire și tristețe, chiar și îngrijorare. Vedem 10% din participanții la sondaj au spus că sunt îngrijorați după această decizie legată de soarta orașului, 16% au spus că sunt triști și alți 35% această decizie i-a dezamăgit. Pe 9% din locuitorii municipiului Bălți decizia demisie i-a bucurat, iar pe alți 27% i-a lăsat indiferenți. Chiar dacă, sigur, nemulțumirile și dezamăgirile am văzut pe graficul anterior că sunt la un nivel destul de ridicat, mandatul fostului primar Renato Usati este privit cu destul de multă satisfacție. Vedem 68% oameni care se declară foarte mulțumiți sau destul de mulțumiți de prestația pe parcursul mandatului pentru Renato Usati și marea majoritate a participanților la sondaj spun că orașul pe parcursul acestui mandat în ultimii 2 ani, orașul s-a dezvoltat, a mers înainte. Acest lucru consideră 86% din respondenți. 1 din 10 locuitori ai municipiului Bălți spun că lucrurile au stagnat și doar 2% că lucrurile au mers de fapt foarte prost și orașul a regresat. Am avut câteva întrebări legate de ce și-ar dori locuitorii municipiului Bălți, cum văd ei lucrurile, ce așteptări au legat de viitorul imediat apropiat. Sigur, inclusiv dacă au sugestii legate de ce ar trebui să facă Renato Usati mai departe. Și întrebările, o să vedeți, sunt adresate sub diverse forme, tocmai pentru a încerca să înțelegem cât mai bine ce curente de opinie există la Bălți. Așadar, 53% consideră că Renato Usati ar trebui să mai candideze încă o dată. 12% cred că varianta mai bună ar fi ca Renato Usati să susțină un candidat pentru funcția de primar, iar unul din patru locuitori ai municipiului Bălți ar prefera ca Renato Usati să nu se amestece de fapt deloc în alegerile care urmează. Încă o dată, altfel de întrebare cu alte variante de răspuns generează următoarele rezultate. 60% totuși și-ar dori ca Renato Usati să redevină primar de Bălți și să se ocupe de oraș. 14% în schimb îl văd mai eficient în altă arie, și anume a politicii la nivel național și să se ocupe mai degrabă de consolidarea partidului nostru. Iar 20%, unul din 5 locuitori ai municipiului
Bălț ar prefera ca fostul primar mai degrabă să se retragă din politică. Dacă partidul nostru va decide să nu înainteze niciun candidat la aceste alegeri, acest lucru va fi considerat o decizie proastă de către 62% din locuitorii municipiului Bălți. Doar 22% ar considera că acest lucru ar fi o decizie bună. Cu alte cuvinte, oamenii așteaptă inclusiv o reacție din partea partidului nostru, așteaptă un candidat. Am întrebat la un moment dat în sondaj și la modul direct dacă oamenii și-ar dori ca Renato Osati să candideze sau nu la funcția de primar încă o dată, la alegerile care urmează în luna noiembrie, iar la această întrebare am înregistrat 70%, 7 din 10 respondenți care ne-au spus că ar prefera ca Renato Osati să mai candideze încă o dată, iar 27% ar prefera să nu candideze. Cum își imaginează locuitorii din Bălț viitorul primar? O treime din ei consideră că vor avea un primar mai rău decât Renato Osati. 12% se așteaptă la un primar plus minus cam la fel și cu aceleași rezultate, în timp ce 16% consideră că vor avea un primar mai bun decât Renato Osati. Așadar, așteptări destul de scăzute și mai degrabă îngrijorări, iar pentru 38% nu pot evalua cum va fi, nu-și imaginează cum va fi viitorul primar. Sigur că am avut o listă de posibili candidați. Între timp, pe parcursul derulării sondajului, unele nume chiar s-au și confirmat. Sigur că pot fi și alți candidați care să apară. Aceasta este lista de persoane pe care noi le-am considerat notori la nivel local. Și o să vedeți imediat în grafic cum arată procentele de încredere și neîncredere pentru fiecare dintre ei. Pe acest slide e important să vedeți totuși gradul de notorietate, pentru că o parte din candidați au grade de notorietate de 40, 50 spre 60%, adică sunt candidați care încă trebuie să facă eforturi foarte mari pentru a se face cunoscuți, în primul rând ca nume. Renato Osati în topul de încredere conduce detașat cu 68% procente de încredere. Partea dreapta a graficului sunt procentele pentru multă sau foarte multă încredere, iar în partea stângă pentru puțină sau foarte puțină încredere. În clasament, pe locul 2 figurează Nicolae Grigorișin, care noi deocamdată în sondaj l-am considerat persoană independentă. Dacă va fi anunțat din partea unui partid, sigur că lucrurile s-ar putea schimba. Așadar, în topul încrederii la Bălț, după Renato Osati, apare Nicolae Grigorișin cu 48%, în timp ce ceilalți candidați, cu greu putem spune că ajung pe la 10-11% grade de nivel de încredere, e vorba de Boris Marcoș, de la candidatul, între timp s-a anunțat candidatul PAS cu 11%, Alexander Nesterovski cu 10%, Arina Spătaru cu 9%, Ștefan Gligor de la Partidul Schimbării 8%, Nicolae Chirilciuc cu 5%, Octavian Mahu 5% și așa mai departe. Vedeți în partea stângă a graficului și procentele de neîncredere pentru fiecare dintre posibilii candidați.
Am măsurat, dacă tot am fost acolo, am măsurat nivelul de încredere și pentru personalitățile de la nivel central și sigur putem constata că la Bălți figurile centrale nu sunt neapărat foarte, foarte populare și spre deosebire de situația dinainte de alegeri chiar putem observa scăderi semnificative. În acest scurt clasament al personalităților politice la nivel central conduce Igor Dodon cu 31%, domnul Voronin 27%, Ilan Șor 23%, Maia Sandu 21% și actualul prim-ministru doamna Gavrilița la 15%. Încă o dată, acestea sunt cifre nu la nivel național, ci la nivelul municipiului Bălți. Legat de alegerile locale din municipiul Bălți, 51% ne-au spus că ei deja știu cu cine vor vota și sunt foarte hotărâți să confirme această intenție de vot. Alți 21% spun că sunt mai degrabă hotărâți, au unele preferințe, dar un sfert, circa un sfert din electorat îi vedem mai degrabă nehotărâți sau foarte nehotărâți, inclusiv în privința participării sau nu la alegeri. Trecem la întrebarea care privește intenția de vot și aici sunt mai multe precizări de făcut. În primul rând, trebuie să țineți cont de perioada de realizare a sondajului, cum v-am spus, ea vizează primele săptămâni din luna septembrie, după anunțul lui Renato Usati și, așa cum noi considerăm că era corect ca domnul Renato Usati să nu fie introdus în lista de candidați care s-o acordăm respondenților, i-am prezentat pe cei la care am măsurat nivelul de popularitate și nivelul de încredere și în această variantă de măsurare a intențiilor de vot, Nicolae Grigorișin se poziționează pe locul 1 cu aproape 34%, pe locul 2 figurează Alexander Nesterovski cu 7,7%, Boris Marcoc 6,7%, Arina Spătaru 4,5%, candidatul partidului Șor 3,2, nu am avut un nume din partea acestui partid, dar conform informațiilor pe care le deținem, partidul Șor va avea acolo un candidat și sigur că în momentul în care se va anunța un nume, probabil procentul va fi altul. În rest, vedem persoane cu sub 3%, și o remarcă foarte, foarte importantă, chiar dacă noi am prezentat o anumită listă respondenților, o listă în care nu era inclus Renato Usati, 19,5%, deci aproape 20%, au insistat ca răspunsul legat de intenția de vot să fie Renato Usati și nu au acceptat să nominalizeze pe altcineva din lista respectivă. Vedem peste 16, aproape 17% persoane care spun că fie nu vor vota, fie nu au o opțiune în acest moment. Am avut și o întrebare legată de dacă întrebarea anterioară se referea la cine credeți, cu cine ați dori să votați în eventualitatea unor alegeri duminica viitoare. Acum, întrebarea de pe slide se referă la cine cred ei că va câștiga alegerile locale și vedem că cea mai mare parte a respondenților, aproape 37%, mai bine de o treime din ei, nu sunt siguri de victoria vreunui candidat. În schimb, 30%
consideră că favorit în această cursă ar fi Nicolae Grigorișin, 7,7 ar miza mai mult pe victoria lui Nesterovski, 6,4 pe victoria domnului Marcoci. Și aici, chiar dacă nu era inclus în listă, apare în mod spontan numele lui Renato Usati. Am avut și o măsurare în care de data aceasta am introdus numele fostului primar Renato Usati și am măsurat intenția de vot și pe acest scenariu. Și după cum vedeți, aproape 66% din respondenți l-au nominalizat pe Renato Usati. Pe acest scenariu de măsurare, Nicolae Grigorișin coboară în intențiile de vot până la 6,8, 5,9 Boris Marcoci, domnul Nesterovski 4,9 și vedem, de fapt, toți candidații cu procente semnificativ mai mici în varianta în care Renato Usati ar reveni asupra deciziei și ar candida încă o dată. Următoarea întrebare se referă la intențiile de vot privind partidele, dar atenție, e vorba de intențiile de vot în privința consilierilor locali și nu în privința unui vot politic la nivel național. În Bălți, după cum ați văzut, rezultatul alegerilor parlamentare și rezultatul alegerilor locale sunt diferențe semnificative legate de opțiunile cetățenilor de acolo. Atunci când votează pentru Consiliul Municipal și atunci când votează vot politic la nivel național. Atunci când vorbim despre alegeri locale, intențiile de vot pe partid arată pentru partidul nostru 55%, BEX, actualul bloc electoral format din Partidul Comuniștilor și cel al Socialiștilor, 15,2% și 11,5% pentru PAS. Cu ceva șanse la Bălți mai sunt cotați cei de la Partid Ușor și în rest partide cu procente sub 1%. Acestea au fost principalele lucruri care ne-au interesat în municipiul Bălți. Dacă există cumva întrebări, vă rog să mi le adresați și încă o dată, rezultatele întregului studiu le puteți găsi pe site-ul companiei IMAS în secțiunea de arhivă. Aveți cumva vreo întrebare? Dacă nu, vă doresc o zi bună și vă mulțumesc încă o dată pentru interes. Numai bine! Aveți un stick? Da.